Nistor, să vedem acest contraatac ce părea promițător. Nistor, al doilea dribling. Un 4 contra 4 acolo. Nistor, excelentă pasă. Cristovao șutează. O face însă fără forță acolo Popa și apoi au solicitat și penalti cei de la Dinamo în minutul 87. Să revedem încă o dată faza. Nistor îi pasează lui Popa, care e în offside, după părerea mea. Popa și Cristovao era în offside pe partea cealaltă și apoi șutul lui Nistor respins, nu știu însă cu care parte a corpului. Dean Sorescu execută cornerul, reluarea cu capul. Freisel a lăsat mingea, crezând că a fost trimisă de un dinamovist. Arbitrul are însă o altă părere. Să vedem încă o dată această fază cu... Nu, nu e penalti. Miron chiar își plasase mâinile la spate pentru a evita să lovească mingea cu mâna. A respins cu stomacul. Nici vorbă de penalti. Și gol! Dinamo! Minutul 88. Mamutu Ndiaye înscrie după acest corner executat de Dan Nistor, care ajunge la 11-a pasă decisivă în sezon pentru Dinamo. 1-0, Mamutu Ndiaye. Era ultima persoană la care m-aș fi gândit că poate să apară la finalizare. Mamutu Ndiaye a reluat cu capul. Lozemi Carabue n-a putut salva de pe linia porții. Revedem aici, iată-l pe Ndiaye, pe colțul lung, greșeală mare a lui Freisel acolo, care nici n-a ieșit din poartă, nici n-a stat pe linia porții. O lovitură de la distanță cu capul, un gol cum se vede mai rar. A fost avertizat și Freisel, portarul botoșanului a luat cartonaș galben pentru proteste, lucru care nu știu dacă s-a văzut și pe camerele de luat vederi. Explozia de bucurie a lui